un anunț. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ziua de 11 martie este o zi foarte tragică în istoria omenirii. Acum 10 ani, în gara Tocea, în urma unui atentat terorist, au murit peste 190 de persoane, dintre care 10 erau emigranți români, membri ai comunității românești din Spania. După cum știți, guvernul spaniol deja le-a conferit o serie de distincții celor care au pierit atunci. Din acel moment putem spune că România, ca stat, a fost afectată, a fost lovită de acest flagel care astăzi s-a întins practic în toată lumea. Aș dori ca în ziua aceasta să-i pomenim pe românii care au murit acum 10 ani în gara Tocea, să le rostim numele, după care să ținem un scurt moment de reculegere. Cei 16 au fost următorii. Anca Valeria Bodea, Livia Bogdan, Ștefan Budai, Tibor Budi, Nicoleta Diac, Gabriela Georgeta Dima, Geneva Petrică, Alois Martinaș, Ștefan Modol, Mariana Negru, Elena Pleș, Ionuț Popa, Emilian Popescu, Paula Sfetcu, Alexandru Suciu și Ciobo Olimpiu Zigovski. Aș dori ca în memoria acestor conaționali să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dragi colegi, Dumnezeu să-i odihnească.